De unde avem bani pentru tot ceea ce își propune coaliția în sprijin pentru România, ca așa se numește planul? Sprijin pentru România, într-adevăr, și partea economică, dacă îmi dați voie și vă Vă spun și de rog. unde avem banii. Noi, fiind socialdemocrați, într-adevăr, suntem cu cei vulnerabili și ajutăm tot ce înseamnă, cum am zis, pensionarii, familiile nevoiașe, dar înțelegem foarte bine că plus valoarea o aduc IMM-urile, da? Investițiile efective în economia românească, să devenim, să știți, de la o economie consumatoare la una producătoare, ceea ce se întâmplă în momentul de față și ceea ce s-a întâmplat, să știți că au fost foarte mulți ce au spus că nu ați venit cu un plan, dar când îl implementați? Deja ieri a fost luată o ordonanță de urgență în care s-a stabilit acea schemă de ajutor pentru cei ce investesc peste 1 milion de euro și să putem să-i ajutăm de la Ministerul Finanțelor Publice prin domnul ministru Adrian Căciu. De la Ministerul Agriculturii s-a aprobat acei 3.000 de lei pentru lucrătorii din agricultură și din procesarea. Astăzi s-a votat într-o ordonanță de guvern cei 1,77 miliarde de lei pentru actualizarea prețurilor la materiale de construcții, astfel încât să putem să continuăm, da, tot ceea ce înseamnă investiții în România, pentru că ajutând mediul IMM-ului, întreprinderilor mici și mijlocii, cu siguranță ajutăm societatea, salvăm locuri de muncă și putem într-adevăr să continuăm. Să știți, ca un partid social-democrat echilibrat, puteam să spunem, domnule, anumite proiecte, pentru că noi din 2019 nu mai suntem la guvernare, cele 105 pe POIM, Program Operațional Infrastructură Mare, puteam să spunem, domnule, unele n-au început în perioada noastră, nu ne interesează. Ca un partid responsabil am spus, da, toate proiectele cele trebuie să alocăm cele 5,2 miliarde de lei. Ceea ce mi-ați spus, jumătate din bani vor fi luați din fonduri europene, pentru că dacă până acum spuneam că banii sunt europeni, sunt direcționați și nu putem să le schimbăm, nu știu, alocarea, cu siguranță acum, odată cu pandemia și odată cu acest conflict armat la est de noi, schimbă puțin datele probleme și avem posibilitatea, prin domnul ministru al fondurilor europene, domnul Boloș, Marcel Boloș, am fost colegi în Ministerul Transporturilor, ca și secretar de stat în 2015-2016 și un om deosebit și un om profesionist și avem Dânsul e încrederea. interimar acum, Este dar interimar, dar chiar înțeleg că că da, va fi numit cu dreptul de e bine. o propunere și cred că va fi și noi știm același lucru și va avea o știe pentru că a mai fost ministru la Ministerul Fondurilor Europene și atunci va veni foarte mult mai simplu. Jumătate din bani, v-am zis, va fi efectiv din fonduri europene, ceea ce înseamnă că absorpția noastră va fi mult mai mare în condițiile în care noi avem rata de absorpție este sub media europeană undeva la 57%, în condiții în care media europeană este undeva la 63%. Am văzut că din acest pachet despre care spuneați, lipsește amânarea ratelor. De ce a fost scoasă amânarea ratelor din plan? Să știți că noi, când construiești un buget, da, al României, cu domnul ministru Finanțelor Publice, domnul Adrian Căciu, ceea ce spune că avem 1.317.000 miliarde de lei, ceea ce înseamnă aproape 263 de miliarde de dolari, în care consideram la început, da, ca prognoză, că creșterea economică va fi de 4,6. În momentul de față, creșterea sperăm să fie de 2%. Ceea ce înseamnă Germania, de exemplu, are o prognoză de 1,2% și creștere economică. Pot să fiu de acord că nu ne comparăm cu Germania, dar suntem pe un trend, adică nu suntem pe zero sau pe regresăm, ci suntem, bineînțeles, pe o creștere. Bineînțeles, datele problemei s-au schimbat și, într-adevăr, când facem o analiză, au fost mai multe propuneri, să știți. Atunci când am venit, au fost mai bune și cu acciza, dacă vreți, au fost și faptul cu TVA-ul, să reducem TVA-ul. Acestea sunt propunerile noastre, ale coaliției, da? Venite, cred, 90-95% din toate propunerile sunt de la Partidul Social Democrat.
și trebuie să spunem acest lucru și ăsta este adevărul. Poate se vor supăra cei de la PNL. Nu se supără, pentru că discuția a fost în coaliție, să știți. Atunci când vorbim, de exemplu, tot ce a fost pe agricultură, cu siguranță domnul Adrian Chesnoiu, domnul ministru, a venit și a propus aceste lucruri. Cu siguranță dânsul. Nu putea să vină altcineva. Atunci când a venit și am propus tot ceea ce ține de transportatori, cu siguranță domnul Grindeanu a venit și a spus: domnule, trebuie să dăm bani pe tot ce înseamnă transportator, de 0,50 de bani pe litru, pentru transportatori atât de marfă, de persoane, cât și distribuitorii. Cu siguranță tot ce s-a adunat a venit la domnul Căciu, domnul ministru al Partidului Social Democrat, la finanțele publice și a spus: da, domnule, avem acești bani, putem să finanțăm. Să știți că vin unii, nu știu dacă analiști, dar de la celelalte partide politice și spun: domnule, ar trebui să lăsăm piața liberă sau piața să se dezvolte și să nu intervenim noi ca stat. Da, pot să fiu de acord cu acest lucru în condiții normale. Acum nu suntem în condiții normale. Acum sunt într-un moment în care, după 2 ani de pandemie, după acest conflict militar, avem nevoie ca statul să intervină, avem nevoie ca statul să impulsioneze această economie, astfel încât să producem. Cel mai important să știți este, noi facem materie primă. Trebuie să înțelegem ceea ce a zis și domnul ministru al Agriculturii. Nu se pune problema ca noi românii să avem probleme din punct de vedere a ceea ce consumăm și mâncăm. De ce? Pentru că producem undeva la 11 milioane de, ca și un exemplu, de tone de grâu și consumăm 4,5. Producem 15 milioane de tone de porumb și consumăm undeva la 6,2 și anul trecut, de exemplu, a fost cei mai mari producători de floarea soarelui, undeva la 3 milioane și consumăm 1,2. Ceea ce ar trebui să facem noi, ca o strategie națională, ca o securitate națională, este să nu mai dăm să exportăm materie primă de calitate și să importăm produs finit. De ce? Pentru că ca un exemplu, dăm grâu, da? și importăm pâine congelată. Ar trebui să, ceea ce a și propus domnul ministru al Agriculturii, să procesăm în România. De ce? Pentru că adaosul comercial este la produsul finit. Trebuie să avem o posibilitate acum mult mai mare și trebuie să valorificăm împreună această șansa noastră, dacă vreți, să jucăm pe piața Europei și nu numai Europei, ci a lumii. Era o statistică în care spunea că noi, România, putem hrăni de 4 ori populația țării noastre. Hai să nu spunem de 4 ori, dar ce puțin de 2 ori. Dacă reușim să putem să hrănim să putem să hrănim de 2 ori populația României, cu siguranță ar trebui, v-am zis, să lucrăm puțin pe balanța comercială, pentru că între ce importăm și exportăm avem un deficit pe balanța comercială de 23,6 miliarde de euro. Și atunci, cu siguranță, avem o problemă. Credem că cu acest pachet ajutăm firmele românești. Avem scheme de ajutor pentru pe IMM Invest, pe IMM Agro, pe Rural, pe Garant Construct, pe faptul că avem pe innovation, pentru că iar avem această inovare, ar trebui și digitalizare, pentru că eu sunt președinte al Comisiei de ITNC, Comunicații și Tehnologia Informației, și digitalizarea este ceea ce ne va salva pe fiecare dintre noi și ne va ajuta efectiv să discutăm, să vedem lucrurile mult mai clar. La un clic distanță putem vedea tot ceea ce se întâmplă de jur împrejurul nostru. Dar din păcate România încă este pe ultimul loc la digitalizare și din păcate, da. Este că pandemia nu prea ne-a ajutat așa. Ne-a ajutat puțin, dar dacă vrei nu suficient. Din moment ce suntem tot pe ultimul loc. Suntem pe ultimul loc, să știți. Da. Se lucrează la cloud-ul guvernamental, în Senat și în Camera Deputaților. În Parlament am votat legea 5G, am votat codul comunicațiilor, am făcut pași importanți. Ceea ce trebuie să facem este într-adevăr prin acest cloud guvernamental, pentru că în momentul de față fiecare minister, fiecare administrație publică locală, județeană, au un sistem propriu, insular, și nu avem acea cupolă care să cuprindă tot ceea ce noi avem, toată informația legată de la, dacă vreți, de la ANAF, legată de
de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, legată de poliție, legată de... Să nu ne mai plimbăm cu dosarul la piept, că până la urmă asta e problema. Mergem, stăm la cozi, ne lipsește o hârtie, trebuie să ne întoarcem, de exemplu, la ANAF, să mai stăm la coada acolo, până luăm hârtia, ne întoarcem, da, deci sunt niște drumuri pe care am putea, dacă investim foarte mult în digitalizare, ne-am face și noi viața mai ușoară, că până cu siguranță, la urmă, da. Asta PNR, Plan Național de Redresare și Reziliență, avem 5,2 miliarde de euro pe tot ceea ce înseamnă partea de digitalizare. Contează foarte mult să putem, să știți că vedeți mirajul ăsta când ni s-a zis că avem 30 de miliarde de euro și ziceam, doamnă, 30 de miliarde, ce facem cu ei, hai să-i luăm. Să știți, nu e atât de simplu. Când vorbim de exercițiu anterior, 2014-2020 extensie în 3, ceea ce înseamnă 2023, 31 decembrie 2023, mai avem de atras încă 14 miliarde de euro. Încercăm în perioada aceasta scurtă, de un an și 8 luni, să atragem încă jumătate din această sumă. Ceea ce înseamnă că dacă reușim, e un lucru extraordinar, înseamnă că vom pierde 7 miliarde de euro. Ar trebui să fim mult mai conștienți și mult mai preocupați de acești bani europeni. Pentru că altfel șansa noastră e acum 2021-2027, 29 extensie în 2, să putem să atragem acești bani și într-adevăr acolo, acolo unde am putea într-adevăr să ne dezvoltăm, da? Ceea ce m-a zis, pe agricultură ar trebui să jucăm un rol mult mai important și de ce nu și legat de tot ce înseamnă legea offshore, de extragerea de gaze din Marea Neagră, putem să exportăm astfel încât această balanță comercială. Trebuie să ne focusăm, dacă vreți, pe anumite domenii în care putem excela.